În România, mirodeniile sunt la mare preț în bucătăria locală, dar multe dintre condimentele folosite de bunicii sau străbunicii noștri au fost cumva uitate o bună perioadă de vreme. Astăzi, oamenii au redescoperit gusturile meniurilor exotice și încearcă aceste noi rețete și în bucătăria proprie. Pentru ca mâncarea să iasă ca la carte, esențiale sunt mirodeniile. Ideea mi-a venit mai de mult, în urmă cam cu 4 ani, să zic. Am încolțit prima oară ideea asta în minte de a face ceva mai deosebit față de ce făceam înainte. A fost și pasiunea mea pentru gătit, pentru că îmi place foarte mult să gătesc. Și așa încet, încet am început să culeg informații. Așa, din aproape în aproape, căutări pe internet, am început să găsesc și furnizori. Ideea principală a fost ca majoritatea mirodenilor să le aduc direct din India, pentru că India este cel mai mare producător de mirodenii din lume și se găsesc și cele mai bune mirodenii în India. Găsit un furnizor în India, după care, pentru completarea gamei, pentru că mirodenii se găsesc în toată lumea, în India, în Asia în special, în Africa, în America Centrală, în America de Sud. Iar pentru restul mirodenilor am găsit alți furnizori europeni din Europa, unde ne-a fost și mult mai ușor să le importăm, să le aducem și ca și completare de gamă. Domnul Mihai Florea este de părere că nu se poate face o strictă etichetare a condimentelor. De exemplu, sunt mirodenii precum scorțișoara, anasonul, nucșoara sau cuișoarele, care pot fi folosite atât la deserturi cât și la mâncărurile condimentate. Lumea mănâncă la restaurant, dar sunt câteva categorii diferite, deci persoane care mănâncă la restaurant și le place să experimenteze, dar doar la restaurant, nu să și gătească acasă. Și persoanele care gătesc și cărora le place să gătească și care sunt pasionați de acest lucru și care sunt dispuși să încerce noi arome și noi gusturi în mâncărurile lor. Pe de altă parte, bucătăria românească este destul de tradițională și nu se pot face mari adăugiri sau nu se pot îmbunătăți foarte mult rețetele. Clienții noștri sunt oameni cărora le place să experimenteze și să încerce gusturi noi și arome noi. Prima dată am încercat diferite rețete din bucătăria indiană, normal, fiind cele mai renumite rețete și am încercat. Cu ocazia asta ei mănâncă și bucătăria indiană este destul de, nu condimentată, este foarte, sau mâncărurile sunt destul de picante și cu ocazia asta am descoperit și plăcerea aceasta de a mânca foarte picant. După care, încetul cu încetul, am încercat și alt fel de rețete sau nu neapărat rețete dintr-o bucătărie anume, pur și simplu am experimentat în preparatele noastre clasice, să zic, am introdus noi mirodenii, noi arome pe care le-am încercat. Unele mi-au plăcut, unele nu mi-au plăcut, unele am continuat, unele le-am scos și așa mai departe. Totul ține de a experimenta și de plăcerea de a te juca cu mirodenile și să le poți combina. Aici avem cuișoare. Cuișoarele sunt originare din Indonezia, dintr-o insulă din Indonezia. La fel, sunt foarte cunoscute și în bucătăria românească. Sunt folosite la compoturi, în dulciuri, la diverse preparate. Sunt antiseptice, la fel au multe probleme. Din cuișoare se fac, sunt anestezice, folosite în stomatologie. Fiind un bucătar pasionat, l-am întrebat pe domnul Florea care sunt condimentele preferate ale familiei sale. Putea spune că toate au fost pe placul familiei. Mă rog, în special gătesc pentru copii și atunci nu pun foarte multe condimente pentru că sunt destul de mici și nu pot să mănânce foarte condimentat. Însă pentru noi gătesc destul de picant. Din
Din India, spre surprinderea mea, când am început să mă documentez, am găsit foarte multe condimente mirodenii de care știam deja, mă așteptam să găsesc lucruri mult mai exotice și mult mai așa. Dar, de exemplu, chimenul sau piperul sau semințele de mărar, sunt multe, multe exemple, semințele de fenicul, care de altfel sunt foarte întâlnite și folosite în bucătăria europeană, le-am găsit și în India și le-am adus de acolo. Ardei, chili, mai iuți sau mai puțin iuți, cardamom, un condiment care nu era încă sau nu este foarte cunoscut la noi. De asemenea, turmericul sau curcuma, care este considerat condimentul sfânt al Indiei, care se pune în orice, mai aproape în orice preparat ei îl folosesc și care la noi nu era foarte cunoscut, dar care în timp a devenit destul de apreciat pentru că are și foarte multe beneficii pentru sănătate. Este practic considerat cel mai sănătos condiment și care are foarte multe proprietăți antiinflamatorii, antioxidant, anticancerigen, ajută la prevenirea Alzheimerului și foarte, foarte multe proprietăți. De asemenea, scorțișoara pe care am adus-o tot din India are proprietăți digestive. Scorțișoara de Ceylon, care este considerată cea mai bună scorțișoară sau scorțișoara adevărată, care este adusă din Sri Lanka, ajută foarte mult la tratarea diabetului. Aici avem chimen, pe care l-am adus din India, dar care chimen este cunoscut în România și în Europa de foarte mult timp și este folosit, în special în patiserie. Se folosește sau cu brânză, cu cartofi, merge foarte bine. Dar nu se confunda chimenul cu chimionul, deși sunt plante din aceeași familie, sunt semințe care seamănă între ele, au gusturi și arome total diferite. Chimionul este specific oriental, se folosește aproape în orice preparat și în orice amestec de mirodenii din Orient și are un gust și o aromă, cum spuneam, total diferite față de chimen. Cam majoritatea mirodenilor, atât chimionul cât și chimenul, ajută la digestie, la aparatul digestiv în general. Vin la noi foarte multe persoane, de exemplu, care sunt interesate de proprietățile mirodenilor pentru sănătate și ne întreabă sau ne roagă să le recomandăm anumite cantități pe care să le folosească sau anumite mirodenii pe care să le folosească. Din păcate, noi nu suntem farmacie, ci doar prezentăm mirodenii pentru consumul în bucătărie și în preparatele culinare. În aceasta nu pot să recomand sau să dau o rețetă pentru tratarea unor boli sau, să zic, pui atâta un gramaj fix. Pentru acestea trebuie mers la medici, la medici specialiști, medici nutriționiști, care pot recomanda cât și ce anume și ce combinații de mirodenii se pot folosi pentru tratarea și însănătoșirea. Există diverse mirodenii, bineînțeles sunt mirodenii care merg doar la preparatele sărate, să le zic, la mâncăruri și mirodenii care se pretează doar la dulciuri, de exemplu la dulciuri cum ar fi vanilia, care merge doar în dulciuri, în preparatele la deserturi. Cardamomul, de exemplu, care se poate folosi atât la mâncărurile sărate, cât și la dulciuri, merge foarte bine la dulciuri în creme pe bază de lapte sau în cafea. Arabii pun cardamom în cafea și este o tradiție
ca să bea cafeaua cu cardamon și, mă rog, în fiecare, în funcție de fiecare casă, sunt diferite rețete la care, pe lângă cardamon, se mai adaugă și alte mirodenii, cum ar fi nucșoara, scopțișoara, puișoare se pot pune. Majoritatea sunt însă pentru mâncărurile sărate. La dulciuri, după cum am zis, vanilia, cardamomul, mai e levănțica, lavanda, lemn dulce, care merge foarte bine la dulciuri, scorțișoara, bineînțeles, care la fel ca și cardamomul, scorțișoara se pune și la mâncărurile sărate, cât și la, și la deserturi. Anasonul stelat, de exemplu, care este originar din China, noi am adus tot din India, anasonul stelat, se potrivește, de exemplu, la dulciuri, la compoturi, îmbogățește foarte mult aroma compoturilor sau la deserturile de fructe, la, de exemplu, la pere fierte în vin sau mere, merge foarte bine, dar, pe de altă parte, este foarte apreciat și în mâncărurile condimentate, mâncărurile sărate, care merge foarte bine, anasonul stelat și cuișoarele merg foarte bine la carnea de porc, de exemplu. Este un amestec chinezesc de 5 mirodenii care conține anason stelat, cuișoare, scorțișoară, piper și fenicul, care se merge foarte bine cu carnea de porc, cu carnea de rață, de exemplu, se potrivește foarte, foarte bine. Un condiment uitat, folosit pe vremuri și în România, este negrilică. Un alt condiment special, șofranul, toată lumea știe, este cel mai scump condiment care se găsește, aproape, nu este atât de scump ca aurul, dar este aproape de valoarea aurului. Mă rog, motivul pentru care el este atât de scump este că șofranul reprezintă staminele unor flori. Toate aceste stamine sunt culese manual, deci tot procesul de recoltare este manual. Florile se culeg manual, staminele manual. Pentru obținerea unui gram de șofran se culeg în jur de 400-500 de flori. Și aceste stamine se usucă, prin uscare le își pierd cam 3 sferturi din greutate și de asta, din acest motiv, șofranul este foarte, foarte scump. Șofranul originar este din Grecia, din câte știu eu. A fost descoperit în Grecia, în țările mediteraneene, după care cultura lui s-a extins foarte mult pe toate țările mediteraneene, ajungând până în Iran și India. Multă lume confundă turmericul cu șofranul. Turmericul se mai cheamă, are și denumirea de șofran indian, dar singura asemănare între turmeric și șofran este că amândouă colorează în galben preparatele. Altfel, după cum spuneam, șofranul este obținut din staminele unor flori, turmericul este obținut dintr-o plantă, dintr-o rădăcină din familia ghimbirului. Practic nu este nicio altă legătură între ele. Și prețul este foarte diferit. Turmericul este un condiment ieftin, șofranul este cel mai scump condiment. Față de Europa, de restul Europei, la noi lumea este mai conservatoare. Nu sunt foarte dispuși să schimbe ceva în preparatele lor. Cu toate acestea, el încearcă și încep să fie din ce în ce mai interesați de condimente noi sau să redescopere gusturi și arome pierdute pe care le știau din copilărie și acum își readuc aminte de ele.